Salutare tuturor și bine ați venit la primul meu vlog de la un meci de fotbal, un meci de mini-fotbal pe care eu îl joc pe teren mic. 5 plus 1 se joacă, mă vedeți îmbrăcat în echipament pentru că ne pregătim să plecăm la meci astăzi. Avem meci la CMFB, campionatul de mini-fotbal din București. Bine, eu am început mini-fotbalul în Galați pentru că de acolo sunt, dar recent m-am mutat în București și mi-am găsit și echipă chiar campioana Bucureștiului și în această seară debutez, ca să zic așa, cu Old Boys, campioana Bucureștiului, se numește La Maria și Ion, așa este numele echipei. Și astăzi jucăm contra celor de la Old Boys București, echipă pe primul loc. Noi am început campionatul destul de modest, doar o victorie și două înfrângeri în primele trei etape. Asta este etapa a patra. Dar vreau să îmi spuneți ce părere aveți despre această idee și dacă vă place, o să fac vloguri din fiecare partidă, în fiecare săptămână este câte un meci. O să facem vlog în fiecare săptămână. Deci, cam atât, cam asta este introducerea. Mă și grăbesc puțin și nu am avut timp să vă spun mai multe, dar poate după meci o să vorbim ceva. Oricum, înainte de a începe, știți, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați acolo clopoțel dacă vă place pentru cine nu este abonat și să-mi dați și un follow pe Instagram, Dan Cosifa, o să aveți undeva în stânga, dreapta al ecranului, o să vă apară Instagram-ul meu, dar o să-l aveți și în descriere. Așadar, hai să mergem la meci! Bine, am ajuns la teren. Nu știu cât de bine mă vedeți, că bate lumina asta de la mașină. Ne pregătim de meci. Este ora... Stați un pic, este ora 20:30. Da? Mai avem 20 de minute până la startul meciului. Ne pregătim de meci. Genos,
0-0 băieți, v-am zis, uitați-l pe Marius care m-a susținut aici. 0-0 după 40 de minute, că atât se joacă la mini fotbal, două reprize de 20. A fost un meci frumos, v-am zis că se întâlnesc campionii, adică noi și locul 2. De fapt, da, locul 2 de anul trecut. Oricum, avem un meci frumos. Următorul meci este luni la ora 8, deci cu siguranță marți o să avem un nou videoclip de genul. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut, să vă abonați acolo și să lăsați un comentariu să-mi spuneți ce aș putea îmbunătăți la acest vlog. Cam atât încă o dată, vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Pa!